Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vestea a venit neașteptat, de că noi încercam, aveam deja 2 ani de când încercăm și nu reușeam și așa dintr-o dată nu mi-a venit să cred. Da, a fost frumos, cu emoții, că na, deja avem o vârstă, deja mă apropiam de 40, cum și emoții. Și a venit așa. Și când am auzit că e și fată, că am crezut că e băiat. Aveam purta, așa, știu cum se spune, că dacă mi-a ascuțită, e băiat. Și a fost fată. Și a dorit foarte mult, că el vine într-o familie mai numeroasă și a dorit foarte mult și o fată. El a insistat mai mult decât... Ne-am hotărât târziu și pentru al doilea am hotărât târziu cu serviciu, cu casă, cu mașină, cum așa e prin străini, să te realizezi. Și atât de atent și o iubește, am crezut că o să fie un pic mai egoist, mai dat la o parte, mai nu, de tot timpul lângă ea. Inițial mi-a spus de ce are Sofia, câte perechi avea, 12 perechi de papuci și el are numai 4. Noi tot am primit cadou și am cumpărat și apoi nu l-am mai interesat. Sofia. Un îngeraș. Ne-a liniștit, că eram foarte agitați. Ne-a liniștit. Ne-a aranjat, să zic așa. Ne-a pus la locul nostru. Se botează roaba lui Dumnezeu, Sofia Maria, în numele Tatălui. Amin. Al Fiului. Amin. Al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să fie sănătoși, să ne vedem bunici, peste 30 de ani să fim deja bunici și noi. Să ne vedem realizați cu servici, să stăm liniștiți și noi că n-am muncit degeaba.